Bun găsit, prieteni, cele mai vulnerabile categorii profesionale în infectarea cu COVID-19 sunt, bineînțeles, personalul medical în primul și în primul rând, în al doilea rând, ambulanțierii și cei care ajută și lucrează pe ambulanță. Vorbim despre un risc ridicat în contactarea coronavirusului și în cazul profesorilor sau al celor care lucrează în școli și în grădinițe, pentru că intră în contact cu copiii care, chiar dacă nu fac forme grave sau cea mai mare parte dintre ei sunt asimptomatici, ei pot transmite și pot să-și pună în pericol, primul și în primul rând, familiile și, de asemenea, profesorii și cadrele didactice. Alte categorii, de asemenea, vulnerabile sunt și lucrătorii din unitățile comerciale, vânzătorii, mai cu seamă și, în general, toți cei care lucrează în hipermarketuri, în supermarketuri, în magazine și așa mai departe. Șoferii mijloacelor de transport în comun sunt și ei expuși. De asemenea, un risc mare de infectare îl au și stewarzii din avioane. Da, sunt o mulțime de categorii care ar trebui cumva să fie sprijinite. Dacă nu ne putem lipsi de personalul medical, sigur nu putem să renunțăm la ambulanțe, mai ales într-o astfel de situație. Poate că celelalte categorii ar putea să și micșoreze numărul și asta s-a întâmplat chiar dacă economia a fost puternic afectată. Nu știu cât de mult ar putea fi economia afectată dacă, spre exemplu, s-ar hotărâ ca măcar un procent mai mare din cadrele didactice și copii ar face școală online, întrucât sunt o verigă importantă în transmiterea coronavirusului și s-a demonstrat asta, chiar dacă la noi în țară mi s-a părut că se vorbește și nu numai la noi în țară, la nivel mondial se vorbește destul de puțin despre acest aspect. Copiii au fost lăsați să meargă la școală în continuare în aceleași condiții, ba chiar dacă ar fi să mă gândesc în clasa copiilor mei, în momentul în care, mă rog, s-a mers pe scenariul hibrid, acela cu 50% merg la școală, cealaltă jumătate rămâne acasă și face online, apoi schimbă în săptămâna următoare, iar în momentul în care cazurile au crescut foarte mult, directorul și ceilalți, sau mă rog, cine a luat decizia, n-aș putea să vă spun, cert este că într-o după-amiază am aflat că de-a doua zi copiii sunt invitați să meargă cu toții la școală, la orele de curs, pentru că s-a considerat că școala nu are un risc ridicat. Deși vorbim despre o școală care se afla în momentul acela într-un sector care avea o culoare, era unul dintre cele mai, cu cele mai multe cazuri de infecții cu coronavirus din capitală. Da, nu știu cum se iau deciziile astea și până la urmă, sigur, ei trebuie consultați și părinții și rămâne cumva la latitudinea părinților, dar și a profesorilor și a școlilor în general să ia decizii. Asta în lipsa unor decizii mai stricte luate de guvern. Nu aș vrea să intru aici în polemici. Cred că va trebui să trăim cu asta și nu ar mai trebui să dăm vina unii pe alții că a fost guvernul vinovat pentru gestionarea proastă a crizei din sănătate, mă refer strict la criza din sănătate, sau că suntem noi cetățenii vinovați pentru că n-am purtat suficient mască. Eu vă mărturisesc că cel puțin în capitală, în foarte multe locuri, masca se poartă, mai puțin în exterior, în aer liber și asta nu este, nu mi se pare că este vina cuiva. E o pandemie, este o epidemie peste care va trebui să trecem. Nu avem încotro. Nu stăm acum să ne gândim cine e vinovat sau ce s-a întâmplat, să dăm vina unii pe alții, ne luptăm. Am senzația că în ultima vreme mai mult ne luptăm unii cu alții decât să facem ceva. Da, vă pup, ne revedem mâine dimineață, un like și un subscribe canalului meu de YouTube, Perfect Home Media. Zi minunată vă doresc!